Marcel German prezintă Neantul. În tăcere se înalță spiritul nemuritor și fără cuvinte bucurie vine. Quan Zen. Se trezi în vid și se simți cuprins de răceală. Era suspendat în neant, înconjurat de un monolit de întuneric și tăcere absolute. Nu exista sus sau jos. Simțurile sale încercau în zadar să se agațe de un punct de orientare. Nu avea memorie. Doar conștiința sinelui și a faptului că exista. Mintea sa era asemenea unui ecran mat, pe suprafața căruia intuia urmele unui trecut fantomatic. Amnezia îi provoca o senzație stranie de neliniște. Nu reușea să descifreze esența, oricât de mult nu s-ar fi concentrat. Percepea acest gol din memorie de parcă ar fi fost un membru amputat, pe care îl simțea acolo chiar dacă el nu mai exista. Sau poate că nu a fost niciun trecut înainte de momentul zero în care se deșteptă. Încercă să-și miște trupul, dar reuși doar cu un efort considerabil. Mâinile și picioarele erau imobilizate de un câmp de forță invizibil. Le simțea slabe, amorțite, într-o stare avansată de atrofiere, de parcă ar fi supraviețuit unei perioade îndelungate de somn letargic. Își încordă mușchii ce păreau că nu a mai fost folosit niciodată și își puse în aplicare toate facultățile rațiunii pentru a recăpăta controlul asupra trupului și minții. O lume înspăimântătoare se deschidea în fața sa, ca bezna unei grote ce ducea în măruntaiele pământului. Avea senzația că balansează pe marginea unui abis. Își auzi respirația. Inhala încet un aer inodor. Un șir nesfârșit de inspirații și expirații. Erau singurul reper care marca succesiunea unui timp imponderabil. Cu fiecare porție de oxigen pe care o înghițea cu lăcomie, mintea îi devenea tot mai agitată. Forța sa vitală se manifesta asemenea valurilor unui ocean primordial. Un flux, urmat de un nou reflux, era purtat în derivă de apele haosului. Apoi deveni conștient de pulsul silențios al inimii, bătând monoton în ritmul unei tobe în surdină. O pulsație hipnotică îl conducea asemenea unei lumini călăuzitoare printr-un culoar întunecat al timpului. Astfel se scurseră clipe nesfârșite.
Treptat, zidurile întunericului începură să se închidă în jurul său. Disconfortul se preschimbă în panică. Pulsul și respirația se accelerară. Membrele îi tremurau. Mușchii îi se contractau în spasme tot mai violente. Fulgere de durere îi străpungeau întregul corp. Se simțea ca și cum carnea și oasele îi erau sfârșiate în mii de bucăți și devorate de creaturi monstruoase. Percepția putea în haos. Apoi, durerea îngrozitoare se disipă ca o furtună în descreștere. Forțele teribile care obțineau în creștare se retraseră în oceanul de tenebre. Simți o imensă cădere de presiune. Trupul își revenea rapid, asemenea unei mase de metal incandescent stropite de un șuvoi de apă rece. Membrele contorsionate se desfundeau, eliberate de povara unor lanțuri nevăzute. Agitația îi trecu într-o stare de calm absolut. Îl acapără un sentiment de bucurie. Respira liniștit. Deodată, întrezări o lumină slabă în depărtare. Nu era sigur dacă aceasta era reală sau doar un miraj. Apoi înțelese că nu o privea cu ochii săi naturali, ci cu ochiul munții. Lumina se apropie și atunci văzu o uriașă meduză luminescentă cu timpul vid spre el. Distingea cu claritate detaliile corpului meduzei, dimensiunile căreia depășeau de două ori statura sa. Carnea transparentă a creaturii serafice emana o lumină albă. Meduza venea atât de aproape de el, încât putea să o atingă dacă și-ar fi întins mâna. Apoi trecu undeva în spatele său, dispărând de vedere, de parcă nici nu ar fi existat vreodată. După o scurtă perioadă de repaus, în jurul său începură să se aprindă lumini difuze. Mici stele albastre se iveau din toate direcțiile. În imediată apropiere, dar și la distanță uluitoare, pierzându-se în spațiul necuprins, înconjurau mii de spirite celeste. Ele învăluiau această panoramă într-o lumină misterioasă, ca niște licurici într-o noapte fără sfârșit. Stelele se deplasau, mai întâi încet, apoi cu o viteză tot mai mare. Unele dintre lumini de minuscule
treceau direct prin trupul său, ca și cum nu ar fi avut nicio consistență materială. Mișcarea stelelor se acceleră și deveni un fluș intermitent de particule luminoase. Zbura cu o viteză uriașă într-o ploaie de stele. Imaginea se răsturnă de câteva ori în jurul axei centrale. Stelele se transformară în comete, apoi în linii continue. Urmă o accelerare infinită. Mișcarea nu mai exista. Simțea că a atins un nivel superior al realității. În orizontul său de percepție apărură pete de culoare. Își reluă zborul printr-un tunel care urca la nesfârșit, spre înălțimi de nepătrunți. Pe pereții tunelului erau proiectate vopsele în nuanțe suprasaturate. Mai întâi, un verde și un albastru metalizat. Apoi un purpuriu intens se prelingea prin chipul său vizual, asemenea unui lichid viscos. Un galben solar se îmbina cu un negru de tuș. Azurul de mare alterna cu albul de fildeș. Apoi nuanțe de oranj și mov. Un roșu de catifea. Străluciri de aramă, argint și platină, contrastând cu culori mate de bronz și plumb. Văzul îi era inundat de fluide necontenite de culori imposibile, care deveneau tot mai vii și mai clare. Aceste viziuni hiperreale continuară și după ce ieși din tunel. Se afla într-un teritoriu necunoscut. Petele de culoare se amestecară, apoi se dispersară în fragmente. Frânturile răzlețe se atomizară. În jurul său se iveau și dispăreau miriade de particule colorate. Deodată îi se păru că percepe un zgomot. Mai întâi un sunet vag, care crescu apoi într-o amplă panoramă sonoră. Ceea ce vedea se corela cu ce auzea. Fiecare punct se sincroniza cu un sunet, fiecare particulă genera o notă concretă. Simțurile sale erau bombardate de impulsuri. Deveni martorul unei adevărate simfonii pointiriste. În mijlocul acestui diluviu de sinestezie, îl cuprinse o senzație neobișnuită de euforie. Percepu o nouă mișcare. Zbura printr-un labirint, printr-o rețea de caverne care se separau și se reunificau la nesfârșit. Era mânat de instinct. Intuiția îi ghida direcția pe care să se orienteze. Se îndrepta sigur spre o destinație neștiută. În fiecare clipă vira rapid, dar nu-și pierdea nici când orientarea. Străfulgerări tot mai violente îi străbăteau conștiința. Viteza se acceleră, devenind omniprezență. Deodată, văzu cu uimire ieșirea din labirint.
În față îi apăru un trandafir. Simțea parfumul delicat al florii. Vedea clar cum petalele se desfac, pierzându-se în întuneric, până când miezul său apăru la vedere. În centrul trandafirului nu era decât neantul. Apoi, în locul petalelor de trandafir căzute, se contură o imagine miniatură, care crescu acoperind vederea. Privea ecranul unui televizor. Pe un fundal alb, lipsit de orice elemente distinctive, un prezentator citea un text. Purta un costum gri de modă veche și o cravată. Privirea sa era ascunsă de niște ochelari cu ramă groasă. Ținuta sa nu avea nimic individual, nimic care să o deosebească de orice alt om. Prezentatorul își citea textul pe un ton oficial, articulând expresiv fiecare cuvânt. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation of the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. From Cuba against any nation. Ultima frază se transformă într-o secvență repetitivă, reluându-se la nesfârșit și distorsionându-se până când deveni complet neinteligibilă. From Cuba against any nation of the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union. From Cuba against any nation of the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union. From Cuba against any nation of the Western Hemisphere. I se dezvălui o multitudine de semnale paralele. Mii de canale emițând în toate limbile pământului. Tragedie și comedie. Divertisment alternând cu știri urgente și pauze publicitare. Interludii muzicale. Liniște și fervoare. Conversații fără importanță și mesaje conținând valoarea unor vieți. Apeluri disperate și comunicații digitale. Pilot interacționând cu turnul de control. Pulsații de sonar străbătând adâncurile oceanului. Sateliți proiectând în spațiu amprentele existente în lume. Culmine și abisurile, lumina și tenebrele. Toate acestea se perdură într-o masă uniformă de statică. O rază orbitoare străpunse văzul. Intensitatea e scăzut și ochii săi începură să distingă contururile unor coloane de marmură.
arcade prăbușite și motive decorative florale. Brațe de vegetație concrescute avansând peste imitațiile lor în piatră. Se văzu la lumina zilei. Purta blugi și o cămașă subțire de vară. Deasupra sa se deschidea în plină sa splendoare un superb cer albastru. Bătea o briză ușoară. Păși în întâmpinarea aerului salinului.